Taică-mi era foarte abătut. Și maică mea, care, de la care de fapt am umorul ăsta negru, mustăcea așa și încercam amândoi să-l zguduim pe taică-mi și i-am zis, hai mă tată, am zis să-l încurajez. Și doamne, ce prost sunt. Și am zis, hai că un tort costă mai puțin decât un parastas. Maica mea a căzut de pe scaun. Și taică mi-a început să zâmbească. Salut, prieteni! Ne pregătim să vă prezentăm o emisiune care va intra înainte de anul nou. Deci, marțea dinainte de anul nou nu e chiar ajunul. Și nu este oricum la Bumărul și Milenialul, adică la Petcu și Zo, pentru că astăzi îl avem alături de noi pe Răzvan Exarhu! El este tot timpul așa foarte cu minte. Zici la verba pe care o are la Morning Glory, zici că mamă, sparge, dar el... Și păstrează energia. Dar cred că nu, în restul timpului nu face nimic, e foarte cu minte. N-am cască. Da. Ți se spune întotdeauna în cască ce trebuie am să fac. Am o profesoară, o bătână pe pensionară din Buzău, care mi-a scris și cartea și care îmi scrie textele. Îți face de fapt tot ce ai de făcut, îți externalizez. Externalizez bine, mult. Eu am și om care îmi roade unghiile când sunt stresat. Dar tu ce faci dacă totul ai externalizat? Eu am făcut. Ai făcut și acum și alții. Știi cum sunt șomerii? Am un proiect. În desfășurare. Cum spun șomerii, da. Da, da, da. Să nu pierdem timpul, pentru că avem un moment, nu al sponsorului, ci al vinului. Da. Am vrut să prelungim momentele tale de bucurie de la Morning Glory cu niște bule moldovenești. Pentru că atât s-a putut, la noi la Codnar se fac mai multe tipuri de bule, dar mie personal îmi place frâncușa, cum au și reușit. Și eu sunt fan, e bine. Mai sunteți bine? Da, da, foarte bine. Așadar, ia uitați cum ne-am găsit. Și eu sunt fan, deci suntem trei. E foarte cunoscut sunetul ăsta. L-am auzit la radio auzit undeva. Odată, nu? Domnul Petcu n-a vrut să facă deschiderea în timpul emisiei, să nu mai pierdem timpul, a făcut-o el înainte, o punem noi în post, eventual. Suficient? Da. Pare că ai mai făcut moment. Așa ceva. Deci, bine ai venit, Răzvan. Bine v-am găsit. Opa, așa. E greu. Da, asta e, așa arată podcastul. Și la mulți ani, nu? Că e la mulți ani tuturor, să vă dea Dumnezeu sănătate. Noi ne apucăm de băut, voi treaba voastră, puteți urmări sau nu. Sau puteți să vă puneți și voi mai bună decât de toate. Da. Foarte bun. Frâncușa e minunată. Mamă, ce bună e. Mm-hmm. Sincer îți spun că am vrut să iau altceva, dar... 400 de euro. Nu, n-am avut la mine că a trebuit să dau acum 2 ani la o emisiune la tine să intru în direct, da. Să-mi promovez un spectacol și... De atunci, nu e mai recuperat. A, deci tu ai dat bani ca să intri? Dar n-avem, că la el așa e. Te ia, că locul de parcare, adică nu plătești că să intri. Nu, sunt oglinzile lui unchiului Mihai. Am înțeles. Că îi fură oglinzile de la mașină. Oglinzile la mașină și cam de 3-4 ori pe săptămână și știi cum e. Dar ce mașină are Mihai? Nu Mihai, unchiului care îl ține acolo și care... Am înțeles. Da. Deci, e complicat. Noi, Răzvan, vorbim aici despre generații. Boomer fiind eu personal, dumnealui aici prezent este milenial, adică e născut până aproape de trecerea dintre milenii. Da, și eu sunt din Brăila. Deci... Și tu ești din Brăila și ești generație X, ești din 69. Da. Asta fiind o clasificare a sociologilor americani, vestici. Pentru că ei nu știau de decreței, ei nu știu de generația cu cheia la gât, care sunt mult mai aproape de sufletul nostru și care transcende peste aceste mici sloturi americane. Deci tu, practic, 69 ai prins în plină efervescență a decrețeilor. Deci, da, așa pare, da. Deși părinții mi-au zis că m-au crescut ca pe copilul lor. Deci n-are nicio legătură cu decretul dat în 67. Legea iubirii, atât.
Dar te-a interesat vreodată treaba asta cu generațiile sau n-ai băgat-o de seamă niciodată? Nu, am observat că sunt pline de tâmpiți și numai mai. Din momentul în care am realizat că pe măsură ce avansezi în cunoaștere devii mai prost, am zis hai să o lăsăm așa. Dacă găsim niște proști simpatici, este extraordinar. În fiecare generație, da. Exact, adică să nu ne apucăm să spunem că aia sunt într-un fel, să generalizăm numai că sunt născuți în 62. Da. Nu, și plus că eu sunt și din Brăila, deci plec din start cu o ai problemă. Ai un handicap. Da, da, da. Da, este adevărată chestia aia cu Brăila versus Galați? Adică nu, cine-i primii, că mai ține cine-i cineva, doilea, nu. Cine-i mai mare, care-i mai mișto? Care... Ungurii au fost primii, asta e clar. Adică... Pe locurile alea de da, acolo. Da, normal. Și cum se numeau? Noi le ținem ocupate pentru când se întorc ei. Auzi, dar e adevărat că ți s-a zis legat de unguri că ai un accent maghiar? La început, când am fost să dau, când am dat proba asta? De voce la Pro FM, da. I know. Dar nu, mă rog, m-am fost judecat greșit, în sensul că stăteam în cămin și toată lumea era din Brașov sau și tu erai puțin mine. Ardeal. Și da, și luasem și eu de la ei. Accent. Da, herpesul și asta. Bătrânul meu herpes. Nu-l mai ai acum. Am dat mai departe de altor generații. Generozitatea este... Măi, brăileni așa sunt foarte generoși. Da, scuze pentru generozitate, așa e. Ce amintire ai din Brăila în, nu știu, din anii 60? Se arătă o tăietură aici. Hai mă, nu era chiar așa. Ba da, nu era. Ei, da. Este adevărat, că înainte de a spune tu amintirea ta cu tăieturile, eu mi-amintesc din Brăila, am făcut armata acolo. Am cer scuze, da. Și eram agent, noaptea trebuia să, dacă era o alarmă ceva, trebuia să alergi, nu, ca să nu te prindă dușmanul, nu te puteai să folosești telefonia sau o altă metodă care exista în anii 80 în România de a comunica cu cadrul superior pe care trebuia să-l anunți. Da. Și atunci trebuia să te duci pe jos cu armele în dotare. Deci plecam cu AKG-ul în spate, cu trei cu cartușiere. Eram blindat. Na, bineînțeles, numai iarna se întâmplau aceste chemări la subarme. Și nu mai țin minte, trebuia să străbat tot orașul Brăila până la nenea la acasă, care bineînțeles că știa că va fi alarmă și era gata îmbrăcat omul. Aștepta așa, mi-a zis, ai întârziat 15 minute. Zic, șeful, eu eram cu limba scoasă. Ei, și în acest periplu de a merge pe jos dintr-o parte în alta Brăilei, am întâlnit un domn, chiar prin mijloc orașului, unde sunt străduțile alea concentrice așa frumos, care alerga în pijama și în târlici de aia de casă, fiind un minus 5-6 grade și bătea un vânt frumos pe Dunăre, clasa 1, și se ținea ușor de gât, de unde țâșnea ca în filme puțin sânge, adică am rămas cu pușca, eu eram și înfiorător, mititelul 1,70 m cu pușca mai înaltă cu 20 de centimetri ca mine, am rămas cu gura căscată, mi-a tras sufletul. L-am lăsat să treacă, oricum nu era, doar noi doi eram în oraș la ora aia, era 3:30 dimineața. Deci am văzut cu ochii mei chestia asta. Mi-am schimbat total părerea de sufletul. Da, de obicei ăla e tipul care este înjunghiat în Brăila și de la el și în a plecat și totul. La el a plecat. El e descălăcătorul, întemeietorul. Da. Nu, Brăila era un oraș, este încă un oraș cu foarte mult farmec, încă n-au dărâmat absolut toate casele sau nu le-au distrus sau nu le-au pus termopane și faianță pe fațadă. Era un oraș cu domn și doamne, adică dincolo de miturile astea, Brăila era foarte elegantă. Teatru, da, bibliotecă, aveam și o filarmonică care era ținută de medici. Era o viață aparte și foarte elegantă. Nu mai există. Nu mai există? No. Asta după Revoluție n-a mai existat? Sau... Da, și pe măsură ce s-au dus generațiile acelea, care țineau Brăila în... Mă rog, într-o continuitate, să spunem, a vieții sale foste aristocratice sau de lume cu mulți bani, case frumoase, deci... Da, orașul arată foarte bine. Am filmat acolo în septembrie. Nu mai văzusem, îți dai seama, Brăila din 80 de când am făcut eu armata acolo. Și a fost... Mi-am reamintit de casele alea frumoase, câteva rămăseseră, exact cum zici tu, câteva, și toată faleza aia Dunării minunată a rămas cumva, e foarte frumos locul.
Și da, te-ai reîntâlnit cu... Nu m-am întâlnit, nu, n-am avut timp, am lucrat, n-am... Păi nu, n-am mai ora la care... La 3 jumate okay. Dormeam sigur dimineața. Dar existau, ai auzit, adică știai de... Sunt aceste legende cu cuțitare din Brăila, nu, cu căștile. Nu, erau și oricum, și noi când eram copii, toată lumea se bătea cu toată lumea. Cartierul meu cu cartierul Hipodrom, adică era ok, se anunța, vedeți că diseară ne batem cu vizirul sau cu... Și cum erau bătăile voastre de copii? Cu ce erau, cu piatră? Cu pietre, cu ce dădeați? Ne duceam spre aici și după aia fugeam. Nu mai speriați, nu? Nu, nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Probabil că foloseam și pietre, da. Nu era treaba aia, de ce dam-o la operație? Adică... Genul ăla, sau lasă-mă lovească ca să mă enervez și după aia să-l bat. Mai era și tehnica asta, veche de luptă. Da, da, asta e foarte românească. Întâi da. O iei serios da. Ca să te încarce cu energia și după aia te răzbun. Da. Și tu ai făcut și liceu acolo, nu? Da, știu că nu se vede, dar da. Da. Am terminat la Cătuș Mecanic, dacă aveai nevoie de o confirmare a talentului care vorbește. Că încă se vede, da, profilul mecanic. Mânuțele astea. Care au fost germenii care te-au adus la radio? Nimic, foamea. Pur și simplu, așa. Sau rușinea față de ai mei. Nu, îmi căutam un job și... ezitasem, pierdusem bursa, eram repetent. Erai deja în București la facultate? Eram la facultate, nu? Da, eram în anul 2. Eram în anul 2, cred, a doua oară. Pentru că l-am repetat. M-am îndrăgostit și l-am repetat. Am înțeles. Ca să nu-mi pierd vremea cu prostii. Te-ai îndrăgostit de anul da. Întâi? Sau de cineva din anul întâi. Da. Și... pentru că mi-era jenă să mai aștept bani de la e-mail... Și deja trecuse destul de multă vreme, am zis, apăruse și economia de piață. Da, 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 după 90 era peste tot economie. Da, da, și am adus niște esență de cola din Ungaria și am zis că ies din business. Cu apa de la chiuvetă puteai să faci câtă cola? Nu pentru mine, am fost... cadou. Am fost cărăuș. Ah! Foarte traumatic, așa ceva. Nu. Și cu ce cărai? Cu trenul. Am mers până la Becheș Ceaba. Și aduceai valizele cu praf? Nu, erau sticle. Nu știu cum le-am încărat. Am crezut că deci era esență de cola? Eu și cu colegul meu de cameră. Da, exista esență de cola. Se vindea în cămin. Da. N-am auzit. Esență de cola să aduci din Ungaria și să vindea bine, bănuiesc. Erau nu știu, nu mai țin minte ce se făcea cu ea. Dacă îl întreb pe prietenul și fostul meu coleg de cameră de atunci, cred că el își amintește, care o minte mai precisă decât a mea. Da. Cred că se vindea în cămin. Se îmbutelia cumva sau nu știu, te duceai și îți luai o cola, că toată lumea vindea ceva în camere. Da, bere, da. Toată lumea, țigări, erau niște mici buticuri fiecare de noapte, asta era ideea. Fiecare cameră avea un butic. Da, puteai să-ți iei țigări la două noaptea din cămin sau bere sau ce, vodka sau orice. Oricum, arătau îngrozitor camerele lor, știi, erau cu navete până la tavan. Oricum, berea era caldă, îți dai seama. Groaznic. Noi tot am stat și am spart o sticlă, o singură sticlă. Când am ajuns cu ea, erau de plastic, cu alea în cămin. Nu, erau din sticlă. Sticlă. Erau foarte grele. A fost foarte greu. Foarte greu. Cu trenul. Da, și ne-au dat jos din tren. De asta noi am pierdut. Am dormit în gară la Becheș Ceaba. Aventuri, frate, nu așa? Da. Foarte, și în ce limbă vă înțelegeați cu partenerul ungar? Păi nu, el era colegul meu de cameră, era fratele meu din Brăila. Și noi ne-am dus acolo, ăla ne-a explicat, ne-a dat niște bani, nici n-aveam bani, am avut bani de un espresso. Atât, și o bere, a fost cea mai bună bere, cel mai bun espresso. Corect. Da, dar atât. Și pachetel la noi, cred. Și trebuia să mergem la magazin, să luăm sticlele, să ne urcăm în tren și ne-au dat și ăștia, controlorii jos din tren. Odată am pierdut un tren, deci oricum am dormit cu sticlele alea în compartiment, pe sticle. Nu, de foarte rău. Și asta m-a convins că nu, zona de business nu e... Nu-i ceea ce trebuie pentru tine. Păi și după aia spre radio,
Cum ai... Aveam o colegă de facultate, Gabriela Eliescu, care dăduse probă și era deja în echipă și mi-a spus că se mai caută voci bărbătești. Și am zis, bine, hai să mergem. Și pentru că vorbeam cu un accent ardelenesc, să spunem, au zis că da, e bună vocea, dar e o problemă că ăsta e ungur. Exact. Mai da, greu. Da. E greu, dar pot să încerc. Da, asta a fost. Noi am tot stat de vorbă cu oameni care au făcut radio și majoritatea ne tot povesteau că ei și-au încercat foarte tare norocul. Adică au sunat din Gara de Nord, domne, n-aveți un post, sau s-au dus direct, au intrat direct, haideți, n-aveți ceva, și-au forțat efectiv norocul. Eu nu mai văd chestia asta întâmplându-se acum. Acum nu cred că o să adică... mai... Aici nu mai e un mediu atât de aspirațional. Băi, zici uite-te, din interior, nu? Uite-te la... Nu, dar atunci cred că era, totul era inedit. Anii 90 au fost fantastici pentru majoritatea oamenilor care aveau 18 ani, 17 ani, 20 de ani, 20 ceva de ani, pentru da. Că totul era nou, veneau dintr-un sistem unde n-aveai voie să faci nimic. Se putea orice, dar, practic. Puteai adică, să dacă faci aveai, orice. Erai un pic mai infip. Ceea ce am și făcut, da. Asta am și făcut, da. Dar primele tale emisiuni au fost direct rondul de dimineață? Nu, am prezentat știri. La știri, cam la știri, an, da. Nu? Și mă plictisisem de știri și le scriam în așa fel încât să se râdă. Și, nu cred că era pe, nu a fost bine. Pe gustul de asta, patronilor. Da, și de asta am fost mutat disciplinar dimineața. Știu că ai și făcut niște gafe pe acolo. Am făcut și multe, nu... da. Foarte, foarte multe, da. Dar nu, n-am o amintire precisă a celor ani. Știu doar că aveam încă de atunci un protocol, dar nu lucram pe spumant. Nu. Vodka sau whisky, aveam, echipa de dimineață avea întotdeauna un mic depozit ca să știm să ne simțim bine. Era groaznic. Și când ai fost mutat la emisiunea de dimineață, ai simțit că aia e ce trebuie să faci? Adică a nu, fost... detestam tot. Nu era prea de la, era prea de vreme. Nici nu mă trezeam, eram o catastrofă. nu înțelegeam nimic. Nu, e jalnic, adică lumea are niște amintiri frumoase. Probabil că era simpatic, nu știu. Nu mi repet, nici n-am înregistrări, n-a mai rămas nimic. Nu știu absolut nimic din ce am făcut. Dar, din când în când, da, am... făcut probabil lumea să râdă sau să se simtă bine. Și oricum era ceva ce descopeream. Nimeni nu știa să facă radio. Adică știau să facă radio ca ăia de la România Actualități. Atunci. Dar nu ne ajuta foarte mult. Deloc, spre deloc, da, da. Da, da. Sau știa domnul Sârbu, care știa tot, în general. N-aveai cum. Dar asta, eu sunt curios. Tu ai ajuns la știri, ai dat un test cum se scrie o știre sau... Am învățat. Ai învățat pur și simplu. Am făcut niște... cursuri, nu știu, ceva de genul ăsta cu domnul care cu Ilie Ciurescu, dacă înțelegeți. Era vocea... Mamă, dar chiar foarte care tare. Care comenta, da, și toate vizitele lui Ceaușescu, mă rog, era un domn de la TVR. Și ăla a fost... aia a fost școala. Deci, dar practic, nu un mare curs lucru. Ca să știți să redactați o știre. Bun, oricum, na, nu știu... Învățam și la facultate despre cum se scrie, dar a fost foarte util, de altfel. Adică nu a fost o experiență rea, dar era picticos și dădeam știri cu Iliescu, îți dai seama. O bucurie. Da. Să citești și acum încât să mai citești pe fața ta bucuria, da. Clar. Știu că ai avut și o încercare de a face un radio online prin 2007 sau nu, nu, l-am și făcut. L-ai făcut? Și făcut, da. Asta după... o catastrofă, da. O catastrofă din cauza audienței, zici că a fost o catastrofă. Da, nu se, odată că eu n-am găsit și nici nu cred că poți găsi neapărat. Acum, de exemplu, că există podcasturile. Cunoscut, nu? Așa. Probabil că ar fi ceva mai aproape de de inima unui radio. Părerea mea, tu în 2005 sau 2005 cred că te-ai apucat. Eu am vrut să fac din 98 și te-a râs toată lumea de mine și după aia am abandonat și cred că prima dată l-am făcut în 2007.
Și a fost bine. La un moment dat am și reușit să atrag niște bani. Cred că am făcut prima campanie de radio online, dar foarte serioasă. Coca-Cola, o activare foarte mișto. A fost foarte bine. Dar nu aveam cum să producă nici audiență, pentru că felul în care oamenii consumau internet și consumă și acum într-o oarecare măsură era cu totul diferit de ceea ce puteai să faci la radio. Adică în momentul în care ei ar fi intrat pe net, tu deja trebuia să îi lași în pace, pentru că ajungeau la job și nu se mai puteau concentra și lumea, nici nu consuma foarte mult internet. Și nu consuma, asta nu aveam gesturile de azi, știi? Acum cred că ar fi mai simplu, dar acum, pe de altă parte, e atât de mult zgomot încât nu cred că lumea are nevoie de un radio, ci mai de produse cum este al vostru. Produse, bucățele. Da. Bucățele discuții despre ceva, o temă. Dar sigur că ele pot face parte dintr-un corp, să spunem, mai mare, în care, da, ai și stream, dacă de asta ai nevoie. Deși nu cred că poți să muți ce se întâmplă în offline, în online, neapărat, în aceeași formă. Iar eu făcusem chiar, adică dacă aveam un emițător, puteam să emit. Totul era cap-coadă făcut așa. Am înțeles. Da. Te-ai gândit vreodată că o să prindă nebunia asta cu podcasturile și o să explodeze în felul ăsta în care... În halul ăsta în care a ajuns, da, acum? Cred că da. Cred că e odată ceva care vine împreună cu internetul, și anume nevoia oamenilor de a se mișca liberi și exact, de a consuma chestii fără să se uite la program. Asta e gluma mea, când ăștia de la nenorociți, ăștia de la Netflix nu publică niciodată programul la filme. Și te enervează că te uiți, nu știi ce urmează și când încep alea. Și niciodată nu știi, trebuie să alegi. Stai jumătate de oră să alegi un film. Adică chiar e stupid. Măcar știi că la ora 7:15 intră... Să dă serialul, cu serialul ăla, cu tare. Despre asta ar fi vorba, știi? Dispariția programului este un lucru care îndeamnă pe oameni să consume și mai mult, dar și mai haotic. Și atunci e foarte complicat să le găsești pe toate astea și totul devine foarte zgomotos și pare că și trebuie să consum foarte mult și asta, da, eu până jos. Noi când ne-am apucat de făcut chestia asta, nici nu credeam că poate cineva să stea 30-40 de minute să asculte o conversație. Pentru că asta este timpul mediu de... Da. Intră cam de două ori și cam în două acoperiri vede tot podcastul, știi? Cam așa, o oră jumate... Da. Cam cât ar dura un mediu, un podcast. Eu la început am zis, mai mult de 5 minute, cum să stea cineva? Dar te prinde, pentru că dacă ești, îi place de Răzvan, sau îi place de Zop, sau îi place de Petcu, stă să... Bă, dar ce au zis ăștia? Despre ce vorbesc? Despre chestia? Și atunci, dacă ești în mașină, dacă ești acasă seara, sau nu știu, faci mâncare, sau tai acolo, dai drumul. Asta e un advertorial acum. Exact. Mi-a plăcut și mie să-l zic. L-am scris la altă. Să-l punem ca teaser. Eu n-am doamna aia din Buzău. Consumați podcast. La bucătărie. Da. Știu că ai avut o perioadă în care te-ai retras din activitate după începuturile tale în radio. Da. Și te-ai apucat de bucătărie, așa, mai serios. Chestia asta era, adică microbul ăsta a fost de prin liceu sau pur și simplu a venit constant? Nu. Găteam acasă, dar nevoia m-a obligat să intru în bucătărie și să înțeleg cum funcționează. Până când am fost ghidat, am avut un mentor, un maestru și am devenit bucătar. Adică eu sunt bucătar. Dar nu ești, vreau să stau în bucătărie. Așa e toată lumea. Nu, în sensul că am acest talent de care nu știam. Mi-e ușor să gătesc, înțeleg bine limbajul ăsta, fac tot felul de lucruri, sunt leneș. Nici nu vreau să mai stau în bucătărie, în picioare, în sistemul ăsta de lucrat zi cu zi, pentru că e o chestie care te obosește foarte mult și îți consumă timpul și prefer să fac și alte lucruri. Dar legătura mea cu bucătăria este una organică. Eu gândesc lucrurile astea, le simt. Pot să organizez o bucătărie dacă mă duc undeva și mi-explică unul care sunt fluxurile, lucrez cot la cot cu ceilalți. Adică am acest
antrenament. Dar a fost o nevoie să te rup de ce făcuse până atunci, că e o săritură de, ax, adică da, ai sărit în altă parte complet, într-o altă lume. Din media ai ajuns la bucătărie. Adică. Am avut un discurs la TEDx în 2015 la Cluj, în care am vorbit despre lucrul ăsta, despre cum am făcut eu switch-ul, da. Și mie mi se pare că bucătăria rimează foarte tare, foarte bine cu radioul, în sensul că la final nu rămâne nimic. E emoție, energie, e generozitate și un produs de care eventual îți aduce aminte, cu drag, care eventual rămâne stocat în memoria afectivă. El e deformat de timp, naște simpatie sau indiferență sau repulsie, dacă e lumea mai simandicoasă, dar una peste alta ele seamănă în spirit, pentru că se bazează doar pe ce ai înăuntru tău și pe ceea ce poți să oferi. Și la asta m-am gândit eu judecând această trecere, dincolo de faptul că mi-a fost ușor să învăț să gătesc și să gătesc. Dar nu aveai habar de nimic, adică știai să gătești atâta tot, te-ai dus către bucătărie pur și simplu. Da, bun, sigur că există mitul ăla că trebuie să curezi cartofi înainte să înveți să gătești, aia e o prostie. Există aparate care fac chestia asta și dacă poți să înveți să gătești și poți să înțelegi și să rămâi în acest ciclu de învățare care este continuu și să citești, să experimentezi, să studiezi, să te uiți la alții ce fac, da, poți să evoluezi și în felul ăsta, dacă elimini zona de narcisism care a devenit preponderentă, mi se pare mie acum în bucătărie, poți să ai un traseu individual în care să descoperi și să te descoperi pe tine, făcând lucruri diferite de la an la an, mișcând gusturile, integrând tehnici noi sau ingrediente noi sau o grămadă de lucruri din astea, dar asta țin de o sferă personală și nici de cum de ceva care trebuie întotdeauna validat. Sigur că dacă trebuie să le vinzi, trebuie să le faci bine ca să le vinzi. Și asta făceam și eu, dar dincolo de asta era o aventură personală. Era ceva care mă privea direct și care, prin care eu mă exprimam, mai ales că atunci eram și varză, eram în depresie. Și atunci ăla era elementul care pe mine mă lega de lume și mă făcea să funcționez văzând că o parte din mine funcționează e validată. Știi? Uh-huh. Aia era. Deci practic a fost colacul tău de salvare pentru perioada respectivă. Într-un fel da. Am văzut-o ca pe un fel de canon din ăsta, cum îți dă duhovnicul. Uh-huh. Și aia făceam în fiecare zi. Foarte greu, dar 10-12 ore stăteai. Mai mult. Și era bine, combinat și cu o sticlă, două, trei de vin. Dar alea erau consumate foarte rapid, știi? Pentru că asta fac foarte mulți bucătari. Sau se droghează. Dar îți dă energie. Și te și face să uiți cumva, pentru că e o meserie care te abrutizează și care te însingurează. Dar de ce se însingurează? Pentru că ai o echipă cu care trebuie să conlucrezi tot timpul. Nu întotdeauna, sau foarte rar, cred că oamenii din echipă te ajută foarte mult, te ajută tehnic, eventual, dacă nu sunt bătuți în cap. Și, pe de altă parte, tensiunea este atât de mare încât acolo nu se petrece vreo faptă de voioșie. Lumea este sub presiune. Trebuie să livreze. Oamenii nu vorbesc, nu comunică, eventual se lovesc. Gândește-te cum reacționează oamenii după ce stau închiși într-un subsol în timpul bombardamentului după ceva vreme. Da? S-au scris și piese de teatru, s-au făcut și filme pe tema asta. E același lucru, știi, a la lung. Și oamenii cedează. E ceva care te pune jos. E ca legiunea străină. Scapă cine poate de acolo. E complicat. Și să ajungi într-o zonă din asta aerată în care se face o bucătărie liniștită, cu patru pensete și două urme de gel, e o binecuvântare, dar e cu totul altceva și trebuie să nu strămurăm mâna, să nu-i strici maestrului. Asta deja vorbim despre la chef's table pe la Netflix și pe e și mult bullshit acolo, e și foarte mult bullshit, dar există un public pentru asta și e minunat. Pe de altă parte, sunt și oameni care, da, fac același lucru, pentru că nimeni nu e liniștit, de fapt, când îi vezi pe ăștia. Toți vin cu o traumă, au ceva de rezolvat și probabil că bucătăria îi ține și pe ei pe picioare. Mamă, dar e prima oară când aud așa o mărturisire despre, și o,
așa ai pus o lumină dintr-un cu totul alt unghi pe bucătărie. Știi că noi urmărind vorba lui Alex la pe Netflix sau oriunde în altă parte reportaje despre bucătari și cum fac și vezi că sunt anumită agitație, zici că e mai militarie acolo, dar vezi produsul, știi? Și parcă nu e chiar așa rău. Păi adică... asta e de fapt, că și tu vezi tenisii aia care sunt făcuți de niște copilași exploatați în Thailanda. Și zici, uite ce tenisi frumoși, dar în spate, da, e oroarea, știi? E și așa. Ai vorbit puțin mai devreme de mentorul tău din bucătărie. Noi de-a lungul timpului cu invitații am tot vorbit de relația asta, da, și legată de generație. Ni se pare importantă. Poți să ne zici mai multe despre omul ăsta? Da, e complet țignit. Da, este complet țignit. El nu a stat foarte mult. Avea o perioadă din asta, acum și-a deschis o cârciumă. Și sper că stă în ea. Apărea și dispărea, așa. Făcea alte bucătării, făcea meniuri, umbla. Și ne-am întâlnit și ne-am plăcut foarte tare. El cred că nu mi-a dat vreo șansă. Nici eu nu am stat foarte mult sau suficient de mult cât mi-aș fi dorit pe lângă el, dar el mi-a dat curaj, pentru că am petrecut foarte mult timp împreună. Îl urmăream când făcea meniu, când făcea asocierile, pentru că era o bucătărie oarecum experimentală, dar fără derapaje. Lucrurile se puteau mânca, nu în sensul ăla de la Netflix, dar era o mâncare provocatoare, care îți stimula simțurile, te obliga să te gândești un pic la fiecare îmbucătură, pentru că aveai foarte multe straturi de intensitate. Și ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că odată pot să învăț ușor să execut sau tot felul de lucruri, de la manualitate simplă până la timp, înțeles ce se întâmplă cu lucrurile când le gătești, și după aceea, dar asta e o chestie care ține de timp, să încep să simt sau să știu, după ce am învățat, cum se potrivesc lucrurile între ele și ce poți să faci. Sunt cărți pe tema asta. Lucruri care îți explică, hai, berbecuț, și după aceea tot ce ai putea să pui lângă el. Se explică într-un fel și chimic, probabil. Dar el mi-a dat acest curaj, și anume că, da, aș putea să fac asta, pot să învăț, o să stau, o să ard nu știu câte tigăi, dar până la urmă o să-mi iasă bine. Și tot așa, cu multă grijă și cu atenție, cu respect. Deci n-a fost un mentor din ăla, așa trebuie făcut? Nu, el oricum era terorizat de bucătărie și își dorea să rezolve totul simplu, armonios, cu grație, dar evident că în spatele acestei grații era un volum de muncă uriaș, tocat, aranjat, amplas, cutii peste cutii, multe ingrediente, sosuri, geluri, frunzulițe. Cum vezi acolo, doar că ăla era un meniu care trebuia făcut pe loc. Și te cocoșa chestia asta. Munceai de nebune. Absolut. Foarte greu, foarte greu. Dar, repet, a fost o școală extraordinară pentru mine. Și numai faptul că pot să vorbesc cu el acum și ne înțelegem. Adică e ca atunci când te duci în Portugalia și știi portugheză. Da. Știi, e bine să te confrunți cu asta și să înțelegi mâncarea nu din perspectiva arogantă pe care ți-o dă faptul că ești membru al tagmei, știi, al Breslei, ci respectul și înțelegerea și acolo unde se poate, știi, schimbul ăsta, uite, am simțit asta aici, foarte mișto, sau cred că ai un mic dezechilibru dacă omul primește, știi, un feedback, nu primește de obicei, da, lumea o ia personal, știi? Da, da. Și de cele mai multe ori poate nici feedback-urile nu sunt bine intenționate, oamenii își dau la joale. Dar mâncarea e un pretext foarte, foarte bun de conversație și de descoperire. Și asta îmi place, de fapt. Dar sunt relaxat acum. Nu. Și cu ocazia asta ai reușit să înveți, adică ai reușit. Odată cu bucătărie, intrat în tainele bucătăriei, ai trecut și la partea cu vinurile, la pairing și la asta. Cum ai descoperit bulele, de exemplu? Că văd că ești fan în ultimii ani. Păi, am și avut cava la bistro. Nu știu, mai aproape de microfon. De mult, nu știa nimeni ce e. De fapt, cred că am băut eu toate sticlele. N-a mai rămas. Nu înțelegea lumea ce e aia, știi? S-au întâmplat multe lucruri înaintea vremurilor.
Da, nu știu, asta îmi plăcea să beau. Dar dintotdeauna mi-a plăcut. Adică ai avut, ți-a plăcut vinul sau beai oricum orice? Mi-a plăcut și vinul, dar pasiunea pentru spumant e mai veche. Pentru că îmi plac băuturile reci. Și asta cu bulele, iarăși m-a... Cred că am rămas cu un sentiment bun. Am povestit chestia asta, că am fost botez, am zburat cu balonul și am primit botezul, care înseamnă să pună pământ în cap, să-ți dea foc la păr un pic, un pic, și să stingă chestia cu spumant, pentru că șampanie este băutura oficială a piloților de balon, pentru că e, da, te duce în sus. Ascendent, da, da. Și asta mi s-a părut o chestie foarte mișto și am zis, uite, mi-ar plăcea și eu să am o băutură din asta de echipă, știi, de cum e energizantul la ultramaratoniști. Ăsta ar trebui să fie. Asta s-a întâmplat când eram foarte, foarte tânăr. Deci așa am rămas. Ce te-a convins să te întorci înapoi la radio și cum s-a legat treaba cu Rock FM și cu echipa de acolo? Păi m-a convins faptul că m-au acceptat. Au zis da, haide. Eu voiam, sau nu știu, mă gândeam să mă întorc la radio. Nu mi se mai părea posibil, nici eu nu mai știam ce mai pot să mai fac, pentru că trecuseră 12 ani când nu mai făcuse radio. Și am avut o întâlnire cu directorul trustului din care face parte și Rock FM. Și n-a fost bine. N-a fost bine pentru prima interacțiune. Da, a zis că ori sunt genial, ori sunt complet nebun. Eu eram și venisem de la Ethic Wine, unde consumasem ceva înainte. Deci cred că eram și under the influence și asta m-a făcut să fiu mult mai liber în părerile mele despre acel radio, de tot rahatul, și am spus tot ce aveam eu de spus despre radioul românesc în general și ăsta în particular. N-a fost deloc o idee bună. Te-ai dus la angajare și ai spus, bă, e de căcat locul ăsta. Dar aș veni. Iată condițiile. Da, am făcut asta. Excelent. Și, mă rog, a rămas așa, cu semnul întrebării. Mai, vă mai sunăm noi. A trecut un an. A trecut un an, am apărut la Masterchef. Și după aia am scos cartea, a mea a apărut cartea. Și am ajuns la radio, discuția se încheiase, nu mai aveam nimic să ne spunem. Ce puțin ei, cred că. Da. Tu poate mai aveai feedback să... is zero. Always welcome, da. Da. Dar nu ne interesează. Da. Și am mers să-mi prezint cartea la Rock FM. La matinal. Hurbaru și Boariu erau cei care făceau matinalul atunci. Și ei am făcut să râdă. Vorbim despre carte sau în general. Și am plecat, am descoperit că mă simt bine încă la radio, că nu știam nici cum mai interacționez cu mediul, cu microfoanele. Aveam așa un pic de emoție. Dar am descoperit că sunt... mă descurc bine, sau nu știu, am sentimentul ăla că s-a deschis calea și da, ok, pot să vorbesc liniștit. Și am mai făcut asta odată la Kiss FM, tot la matinal, când am fost să vorbesc despre Masterchef. Și de la un moment dat am deturnat emisiunea. Eu am început să le spun ce să facă, haide să luăm telefoane, să... O să uitau la mine... Alo, șef, și noi suntem... Noi stai? Ai greșit? Și am zis, ia uite, atunci, cred că după aia, m-am cerut la interviul ăsta de angajare. Da. Și nu recomand să nu faceți ca mine. Nu treceți pe la Ethic Wine înainte de interviu. Să nu le spuneți, da, ce gândiți. Și după ce am plecat de la matinal, mă rog, eram la lift și a venit Hrubaru după mine și a zis, bă, Răzvan, tu nu vrei să faci matinal la Rock FM?
Oricum, eu nici nu imaginam că există vreun loc pentru, sau că toată lumea zicea că sunt bătrân și tâmpit și expirat. Asta este. Da, 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 da. Chestia, da. Știu, mă scoate din minte. Și asta de fapt o face generația mea, știi? Asta mi se pare cel mai urât de pe lume. Știi, să zici de unul ca tine, e terminatul ăla, păi, nu se rușine puțin. Suntem unul la unul. Da. Că dacă zice unul mai tânăr, hai, da, poate o avea păreri. Dar nu merge întotdeauna. Sau nu. Deci s-a lovit totuși domnul exarhul. Dar nu stai puțin că nimeni nu voia să vorbească cu mine. Toată lumea îmi spunea că sunt elitist, arogant, că fac glume pe care nu le înțelege nimeni și oricum sunt și expirat. Ce să mai faci? Asta deci e foarte bună de teaser. Asta da? E foarte bună exact. De teaser. Deci, nici nu încăpea discuție că vrei să ai un om ca mine acolo. Și evident, eram extrem de frustrat și îngrijorat așa cumva că nu reușesc să găsesc canalul, știi? Tot respectul, domnule, da, ce emisiune ați făcut? Da, vorbim altă dată. Cam așa, nasol, foarte nasol. Și eu am zis da. Ai zis da instantaneu, nu da, te-ai gândit. Da. Și după aia Hrubaru i-a dus domnului Florin Ciobâcă, cel cu care știa, v-ați mai vorbit. A auzit prostiile aia de la mine înregistrarea. A zis, uite, ăsta e viu, vorbește, ne-a făcut să râdem. A râs și el și a zis, bine, hai să vorbim. Și în toamna acelui an, asta se întâmpla primăvara, prin mai, cred că mi-am lansat cartea, a început emisiunea. Aia a fost. Și toate foarte tare. Deci, ai revenit, scuză-mă, dar revenirea asta a fost surprinzătoare pentru cei din, hai să zicem, aceeași generație. Nu suntem chiar aceeași generație, dar pentru mine când ai revenit la radio, a fost așa, mamă, adică mi-ai dat, am avut, băi, stai că se poate, știi, adică hai să încercăm să mai facem și noi câte ceva, știi, ai dat o șansă celorlalți. Da, și mie mi se pare, pentru mine a fost o dublă miză, deși ea nu e ceva care se vede, știi, e sub o tencuială foarte groasă, rețeaua asta de gânduri, concept, strategie, tot felul de alte lucruri pe care oricum le știu și la care nu mă mai gândesc când le fac. Foarte multe, care țin de tehnica mea, de lucruri pe care le-am învățat făcând radio sau le-am învățat și le-am uitat. Și care sunt intrate în tine, da, în adică ADN-ul tău. De și pe de altă parte, și eu voiam să fac un produs care să adune oamenii, să le demonstreze odată că se poate și cu vorbe frumoase sau se poate cu glume altfel decât de autobază. Se poate și la un post de nișă și se poate ca un post de nișă să se cațere peste toate celelalte posturi exact. Și să demonstreze că un program bun rămâne un program bun, indiferent unde îl dai, indiferent dacă tu vrei sau nu să asculți rock, asculți matinalul de la Rock FM. Și așa a ajuns matinalul numărul 2 în București. Și dincolo de demonstrația asta, care poate fi studiu de caz într-un manual de jurnalism, radio și în general de strategie de piață, partea elaltă ține de felul în care mă simt eu. Și eu voiam să mă distrez și să simt și că fac, că te-ai distrez, să simt că fac da, un lucru care din nou e oferit cu generozitate oamenilor, chiar dacă eu nu, cum să spun, în afară de faptul că lumea râde pe stradă când mă vede uneori, n-am și acum copii, în fine, și toată România spune bonjurică și vorbește cu ții, cu ține, și dincolo de faptul că am văzut că se duc în între oameni toate vorbele mele și ele încep să circule libere și văd că asta e bine, știi? Ca demiurgul la facere, știi? E un sentiment minunat să te duci bucuros dimineața la
Deci numai, nu se repetă dezastrul pe care l-aveai tu în cap când, bă, la rondul de dimineață. N-are nicio legătură cu ce se întâmpla cu 25 de ani. Și atunci eu învățam. Nu, eu eram, habar n-aveam de nimic. Descopeream oricum pe compropriu și mai ales îmi descopeream limbajul, stilul, abordarea, viziunea, alte lucruri. Care, că atunci ți-ai făcut limbajul și stilul, de fapt. Care, sigur, sunt foarte amprentate, dar acum... odată ce am scăpat de orice tip de presiune, că n-am o presiune, nu știu, eu n-am un contract audiențe sau n-am debifat nimic. Suntem foarte relaxați, știi? Și din punctul ăsta de vedere, dincolo de începutul absolut catastrofal, relația mea cu Rock FM și cu trustul Antena e una care a devenit, cum să spun, cea mai frumoasă ilustrare a încrederii, știi? Nimeni niciodată nu te întreabă, nu zice. Au avut încredere. Sigur că îmi închipui că au avut niște emoții cu mine, că pot să iau razna, să fac glume de rahat, am ajuns la CNA. În fine, pentru bule. Exact. Oh, exact, asta vreau să te întreb. Cu schiorii, de fapt, ce ai? Care e problema cu schiorii? Nu. Aia a fost prima problemă. Cred că a făcut cineva o reclamație, că se poate așa. Și CNA e obligat să-ți trimită reclamația, să spună că unul s-a simțit lezat că el e schior și că... Dar nu știu, mi se pare o glumă. Cred că a fost o glumă. Și noi am răspuns foarte serios și că emisiunea are titlul vulgar și nu se face așa ceva. Dar nu, asta cu băutura era pe legea audiovizuală, da. Și noi eram chiar nesimțiți. Dar oricum am lucrat 2 ani jumate la awareness. Adică dacă a făcut cineva ceva pentru spumant în țara asta, mie trebuie să mulțumiți că acum vi se pare o idee bună să beți un spumant. Nu e ideea voastră, e ideea mea. Mai ales dimineața. Mai ales dimineața, categoric. Da, cam așa. Deci e vorba de încredere și de construcție și de evoluție și de relație constantă cu publicul pe care îl și ajut să crească odată cu tine, să te înțeleagă, dar în mod constant faci ceva bine. În fiecare zi un pic mai bine. Emisiunea, nu știu, a pornit, eram singur. Vorbeam de unul singur. După aia a apărut echipa, ne-am așezat, ea s-a transformat, au trecut mulți oameni acolo. Sunteți mulți care lucrați, adică tot timpul au fost, cel puțin în ultimii 2 ani. Suntem mai mulți acum. Sunteți mai mulți acum care lucrează. Da, și e foarte bine, adică se cunoaște, sunt dialogurile sunt spumoase, sunt, deci mie, nu, acum nu vreau să te perii foarte tare, cu toate că asta fac, dar mie îmi place foarte tare, cel puțin în ultimul an, nu știu, n-ai cum să te plictisești. Asta e și principiul ei, pentru că nici eu nu știu ce urmează. Adică, bun, avem un desfășurător, dar nu, el nu e urmat în tocmai neapărat sau pur și simplu jumate din el, cum se întâmplă foarte des, nu intră pe post. Pentru că începem sunt să altele. Facem cu a găina portugheză sau avem alte lucruri de dezbătut. Mult mai important. Da. Și se duce timpul, nu? Și poate că nici nu e important. Și mie teroarea asta a informației a început să mi se pare din ce în ce mai apăsătoare și contactul cu realitatea eu simt că este din ce în ce mai puțin important pentru oamenii care ascultă dimineața și care vor să se destindă, vor să râdă și vor să primească energie și încurajare și speranță. Se poate continua în rahatul celălalt. Da, și până la urmă asta vine din atitudine, nu vine din veștile bune, că a scăzut euro. Sigur, ar fi drăguț din partea lui, da? Dar nu-i caz. Nu, n-aștept curând asta. Și toată partea asta care ține de autentic. Eu nu am adus spumant la radio dimineața că am vrut eu să fiu special. N-am nevoie să mai fiu special. Sunt foarte special, dar așa sunt eu. Și nu fac din asta vreun blazon. Așa trăiesc eu, nu știu, poate că îmi place să mănânc cu linguriță de argint. Am una. Aie. Felicitări. Da. E, ce să facem? A fost al lui Teodor Aman. E strâmbă, e vai de mama, e și făcută la Sighișoara, dar e o linguriță. E, și o utilizezi în fiecare zi? Nu, uneori, nu. Dar e frumoasă, nu știu, e un obiect frumos, știi? E, și cu asta, cu spumantul, iarăși, e o chestie de atitudine, de gusturi. Așa îmi place mie să trăiesc. Și am descoperit că există mulți oameni care sunt de acord cu mine. Nu înseamnă că ne îmbătăm dimineața. Că nu,
nu înseamnă că ne îmbătăm des dimineața. E foarte bună această... E bună precizarea. Precizarea a fost făcută, vezi, ce înseamnă nuanțele, vezi? Un om de radio știe. Da, vreau să te întreb ceva, sunt convins că nimeni nu te-a mai întrebat până acum treaba asta, dar chiar și după atâția ani, bănuiesc că nu e ușor să te trezești dimineață și să ai toate vorbele la tine și să fii cu toate mințile acolo. Cum faci să știi că și eu mă întreb, starea aia? Și eu mă întreb cum fac asta. Am descoperit acum, mă rog, se face în curând o lună de când s-a dus tata și eu oricum în ultimii 3 ani jumate am făcut practic școala ajutătoare de medicină, am avut grijă de mei, am mers prin spitale, mă rog. Am avut o viață subterană foarte bogată din punct de vedere medical. Acum, în sfârșit, trec pe lângă Spitalul Floreasca și nu mi se mai strânge inima. Dar intram în panică, făceam criză de ansietate când vedeam spitalul ăla. Și eu în acest timp am funcționat și probabil că și asta m-a ajutat să descoper această tehnică pe care nu știu să o explic, care mort copt mă face să deschid microfonul și să încep să vorbesc ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic altceva decât ce am eu de făcut acolo la radio. Deci uiți sau te scoți din lumea reală și... Încerc să mă și scot din apă singur trăgându-mă de păr. E o tehnică din asta, dar mie îmi iese. Și mai nou, în ultima vreme am dormit foarte puțin, iar în săptămâna aia de dinainte să ducă taică-mă, pentru că eu îi dădusem niște căști și el oricum el m-a ascultat dimineața, salutam în fiecare dimineață și toată lumea era foarte obișnuită chestia asta și mă rog, iubea salutul meu către taică-meu. M-a făcut să dau infinit mai mult decât dădusem până atunci dimineața. Și colegul meu, Dragoș Olteanu, și prietenul meu de 25 de ani, am făcut și matinal împreună, așa ne-am cunoscut, și care mă aude altfel, mă aude ca om de radio, mă percepe altfel și mă percepe și ca prieten și știe, știe stările, știe când sunt bine, când nu sunt bine, și vorbim despre asta, cu el mă verific. Dar mi-a zis că în săptămâna aia am făcut cele mai mișto emisiuni din anul ăsta. Eu am simțit că s-a întâmplat ceva cu mine, pentru că eu mă gândeam că dacă tăi mă aude că sunt așa, îi dau mult mai multă energie. Băi, și mi-am dat seama după aia că am odată ceva ce am moștenit și de la el, fiind actor, dar nu ține numai de asta, ține de puterea ta de a te ridica completamente deasupra realității și de a scoate ce este mai bun din tine atunci. Nu înseamnă că după aia cazi lat, că rămâi și tu cu adrenalină, cu energie. E important pentru tine, dar îți dai creierul la o parte sau mintea aia proastă care te face să bocești, să te întinzi pe jos, să faci ca toate alea și spui nu, mintea ta trebuie să fie limpede, chiar dacă ești obosit, respiră, gândește-te, mișcă-ți capul, fă exerciții de dicție și vorbește, respiră bine, stai drept și vorbește. Și cam asta e. Asta fac în fiecare dimineață. Very nice. De exemplu, azi noapte m-am trezit la 3, n-am mai putut să mai adorm. Dar nu era un motiv anume, ci pur și simplu că... Nu știu, da, nu, n-am mai putut. M-am apucat, am scris pentru radio, am mai citit, am băut cafea, am întârziat mai puțin decât de obicei, dar tot am întârziat un pic, căde. Că știți cum e. Și... eram foarte confuz de dimineață, dar nu știu exact, chiar nu știu ce fac, dar fac ceva foarte important pentru mine, că e un declic și mă arunc în... Eu am crezut că faci niște... Unii stăpânesc tehnica yoga și atunci prin tehnicile respective reușesc să se detașeze, dar bănuiesc că e acela... Nu, dar nu... Nu, dar eu râd. Râd și mă surprind pe mine. E foarte multă improvizație în emisiune. Adică mai mult de jumătate este improvizație. Și improvizația asta de fapt face radio să trăiască. Da, pentru că e foarte vie. Aia înseamnă radio. Că e interacțiune între noi, că e interacțiune cu
copilași cu lipicioșii. Sunt o grămadă de lucruri care se întâmplă acolo și care țin de moment și radioul oricum este o celebrare, singura celebrare perfectă a momentului, după mine. Aia e clipa. După aia nu mai e nimic, nu știu, e o înregistrare, sigur. Oamenii ascultă podcast. Bine, dar nu, exact, că sunt podcasturile în general... Da, dar vibrația aia, momentul în care ești în mașină și râzi ca cretinul și am un prieten pe care l-a oprit poliția de nu știu câte ori pentru că era cu ochii în lacrimi și conducea și făcea ca toți dracii în mașină și l-a oprit că au văzut că e beat sau drogat dimineața. Păi, nu, el e de bine. Foarte bine. Așa trebuie să fie. Da. Cam așa. Timpul acordat emisiunii se apropie ușor, ușor de final. Da. Ar fi timpul să mă întrebați ceva. Ar fi timpul să treci și la niște chestii. În sfârșit o întrebare, da. În sfârșit să începem emisiunea. Adică, bă, asta a fost un preambul, am vorbit puțin de bucătărie, radio, na, chestii de-astea. Da. Ce mai știm și noi să întrebăm. Invităm oaspeții pe care avem aici să... Ai un discurs de final. Da. În momentul în care primesc statueta asta, e o replică a Oscarului, dar să zicem că este un Oscar pentru emisiune de radio. Da. Deci un Grammy al radioului, dacă vrei, nu știu dacă există astfel de premii, sau dacă o fi cea mai înaltă distincție de bucătar. Tu ți alegi pentru care primești marele premiu, cel mai mare premiu din lume pentru activitatea ta, din cele două direcții. Și ai 60 de secunde la dispoziție, da, să spui mulțumirile respective. Dom'le, mulțumesc. Cum să mulțumirile la când se primește marele premiu? Da. O să fie ceva combinat. Odată pentru... Mulțumesc pentru radio, îi mulțumesc ascultătorului meu din Cluj, Carol, e băiatul prietenului meu Horia și soției sale Gloria. Și el i-a zis lui Taisu odată, tată, azi, ziua de azi a trecut ca la Morning Glory, adică cum? Timpul zboară repede atunci când te distrezi. Și doi, în bucătărie am făcut odată ceva și băiatul Daniel din echipa de filmare, de producție, a gustat din ciorbița mea de lobodă, probabil, și a spus, Răzvan a făcut ciorba asta ca o mamaie din aia, dar nu din asta de acum, din aia care a murit de mult. Și vreau să mulțumesc și pe această cale. Acest compliment e cel mai suprem. Da, nu, e mai mult decât atât, dar nu se poate. Nu, nici eu, n-am primit ceva mai care sus. A murit de mult. Da. Și uite, totuși vorbește. Vorbește frumos și n-are batic. Se ține bine. Da. Aici, fiind canalul de YouTube Happy Fish, presupunem că acest peștișor vesel e peștișorul ăla de aur care îți îndeplinește orice dorință. Răzvan, spune-ne care este dorința ta cea mai intimă, ce-ți dorești tu cel mai adânc așa să se îndeplinească? Aș vrea să pot să râd în continuare, în primul rând de mine, și să pot să am puterea să râd de lucrurile care în mod normal mă face să plâng. Am o poveste cu, ca să înțelegi la ce mă refer și unde poate ajunge umorul meu salvator. Tocmai ieșise taică-miu din spital după ce a stat, nu știu, aproape 6 luni la Floreasca, în fine, n-am crezut că o să mai prind clipa aia. Și era și mama, și era ziua lui, trecuse probabil o săptămână de când ieșise din spital și săracul era ca ieșit din Vietnam. Era șocat, era ca o veteranie aia care văzuseră numai bombe și stătuseră într-un șanț 4 luni. Și nu-i venea să creadă că e lumină, că sunt flori pe masă, știi? Da. Și i-am adus un tort foarte frumos, cum îi place lui. Și, mă rog, mai era niște lume pe acolo, asistente. Și taică-miu era foarte abătut. Și maică-mea, de fapt am umorul ăsta, negru, mustăcea așa, și încercam amândoi să-l zguduim pe taică-miu. Și i-am zis, hai mă, tată, am zis să-l încurajez. Și, doamne, ce prost sunt. Și am zis, hai că un tort costă mai puțin decât un parastas. Maica mea a căzut de pe scaun. Și taică-mea a început să zâmbească. Deci,
Mission accomplished. Clar. Foarte bun. Asta aș vrea să am în continuare. Și umorul ăsta să nu te părăsească niciodată. Foarte da, bine. Da, și să nu fac COVID, Doamne ferește, să-mi pierd gustul. Ne pune să nu să bei asta fără să mai gusti nimic. Așa, da, suntem nebuni. E groaznic, da. Da, da, da. Și pentru că noi așa sunt convins că știi că orice emisiune se încheie cu un chestionar. Așa, nu, mersi. Voiam să te întreb, care este cuvântul tău preferat? Sunt, era unul, e unul, dar mă rog, nu știu, nu sunt convins că există. Unii greși mi-au zis că există, alții mi-au zis că nu există. Și este Maidanaki. Maidanaki este, e pătrunjelul ăla mic. E un fel de diminutiv de la pătrunjel în greacă. Aha. Dar ăla care îmi place mie cel mai mult pentru că exprimă ceva foarte suav este Petrișor. Și Petrișor scris cu CH este mirosul pe care îl emană pământul încălzit vara după ce plouă. Wow, da. Ăla este. Reavăn. Da, uh-huh. Ăla e. Uh-huh. Așa. Și un cuvânt care nu-ți place deloc? Românica bericeaică. Românica și bericeaică. Da. Românica și bericeaică. Da. Ce te excită din orice punct de vedere? Grația. De-aia probabil că îmi place să beau spumant, șampanie, în fine. Pentru că e o băutură cu grație. Ce stai e cheful? Mitocania. Și paharele umplute prea mult. Bravo, Silviu. Nu, e ok, e ok. Nu, ai, suntem, bine. Nu, mai, suntem bine. A mai fost și noi, am mai băut și noi la alte case. Nu, da, când vine ăla și ți-l umple așa ochi. Lasă șeful să avem... Frate-s din Brăila, nu din Vaslui. Come on. Mai jos. Care e înjurătura ta preferată? Nu, e nasol. No. No, nu. Nu vreau no, să... Nu. Da, de fapt era aia, o vreme am înjurat cu, știi că a fost o știre despre Porsche-le lui Janis Joplin care s-a vândut la B1, a fost o știre la un moment dat și mă rog, a fost un rateu de la un capăt la altul, crainic a pronunțat Janis Joplin și s-a vândut, mă rog, era un Porsche din 68 probabil, vopsit, aiurea, mă rog, psihedelic. În fine, și s-a vândut la licitație și asta a spus că s-a vândut Porsche-le la licitație, după aia a intrat, pentru că trebuia să tragă de știre cât puteau, a intrat voice-over-ul și a început și el să spună exact același lucru, că s-a vândut Porsche-le celebre cântărețe, dar a spus Janis Joplin, numai că s-a bâlbâit și ea de la montaj a uitat să-i taie înjurătura și a spus, morții mătii Janis Joplin. Hey, asta este înjurătura... Deci se întâmplă, da. Da, mi se pare, da, este... că din când în când mă întorc la acea înregistrare. Da, nu știu dacă are rost să scrii așa ceva. Doar să o asculți atât. Care este sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? Ploaia, cred. Ploaia și spumantul turnat în pahar, da. Și un zgomot pe care nu poți să-l suferi? Lingurița lovită de ceașcă, știi? Cum cling, se cling, cling, la spital când, și bătrânii fac chestia asta. O meserie în afară de a ta, în afară de ale tale, pe care vrea să o încerci. Mi-ar fi plăcut să pot să scriu cod, să fiu programator. Să am o minte din asta. Dar n-am. A beautiful mind, așa. Da, genul ăla. Da, să pot să, da, practic matematica. Și o meserie pe care nu ai face-o sub nicio formă? Tot ce ține de rutină din asta, murdară. N-aș putea să fiu funcționar, n-aș putea să plimb hârtii. Lucruri în care trebuie să mă repet. Nu, în care nu mă ajută să mă dezvolt. Chestii mecanice. Orice. Și murdare. Răzvan Exarcu, dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care vă întâlniți la porțile raiului? Băi, ai ars omleta aia atunci.
Ce ai dracu? Ai ars-o, mă. Am eu o chestie în cartea aia, mi-a plăcut foarte mult. Da. Cum e? Doamne, dacă existi, dă-mi acum o omletă cu bacon și ceapă verde. Ah, doar cu bacon, mersi. Nu cred. Răzvan, îți mulțumim tare. Și eu vă mulțumesc. Îmi pare rău că a fost așa scurt, dar cred că e așa scurt, e foarte bine, chintesențe. Scurt, dar intens, da. Mulți băieți știu ce înseamnă. Deși au copiii mari acum. Nu se știe cine-i tata. Acele două minute de aur nu se uită niciodată. La mulți ani. 2022, cum ar veni, da. Nu? Repede. Repede nu înseamnă precoce. Da. La mulți ani tuturor. La mulți ani. Cu bine. Să fiți iubiți. În 2022. La revedere. Și Doamne ajută. Da.